de carte mult așteptată. Este vorba despre primul roman, romanul de debut al scriitorului, poetului, jurnalistului Sebastian Cipariu. Am citit cartea în faza ei de lucru, m-a impresionat de atunci. Nu vreau să intru în detalii pentru că trebuie să păstrăm surpriza acțiunii acestui roman. Părerea mea o veți găsi și în postfață. Avem ca invitați de seama în seara asta pe domnul profesor dr. Adrian Șu, de la Universitatea de Macău, pe prozatorul cu deja o vastă experiență și premii nemăsurate, Jean Perșa. Și spuneați că vine domnul președinte al UZPR. Și toate v-a susit aici domnul Ceparu, care își salutăm. Bună seara! Mulțumim mult și politicii liberale, domnul Dragoș Lupian. Și tuturor vă mulțumim frumos că în aceste condiții să ne așteaptă un drum. Mai avem timp și de un eveniment cultural de seamă. Cine vreți să vorbească primul? Da. Adică e critic și... Cine? Adrian. Adrian. nu vă uitați. Dar nimic să vorbim un pic despre carte și pe măsură ce vor evolua lucrurile, așteptăm și întrebări și... Dacă vorbește Adi de rău, atunci o să vorbesc de bine și dacă vorbește de bine, să vorbesc de rău. Există critică în două ape. Da, înainte de toate, cu permisiunea noastră, am scos totuși masca asta, ca să ne putem auzi. Telefonul, bună seara. Pe unii dintre dumneavoastră nici nu i-am recunoscut cu măștile astea, vă spun drept. M-am uitat așa, încercând să-mi dau seama, domnule, cine ar putea fi, să nu creadă lumea că nu salut sau mai știu eu, că te poți trezi în lumea în care am, în contextul ăsta în care suntem, te poți trezi cu orice fel de surpriză. Mă bucur așadar că văd și revăd în sală oameni dragi pe care nu i-am mai văzut de ceva timp. Constat între timp că am ajuns și invitat aici la bibliotecă. E o postură stranie, trebuie să vă mărturisesc. Eu care am organizat câteva sute de evenimente chiar în sala asta, să mă găsesc în situația de a fi invitat, dar până la urmă are și astea farmec, pentru că, în definitiv, cam cu asta mă ocup de vreo... mult, cât decenii, deja se numără în decenii. Da, să trecem acum la această carte surpriză. Pentru mine, cel puțin, e o surpriză și nu vă ascund. Nu m-aș fi gândit că jurnalistul Sebi Șufariu, pe care îl știu și pe el de vreo... Așa, pe vremuri făceam chiar o emisiune culturală. Bună emisiune, bune vremuri, când puteai să te ocupi să prezinți cărți la televiziune și să faci rating cu așa ceva, pare neverosimil astăzi, nu? Când mă uit în urmă și văd că o prezentare de carte de 10 minute avea peste 5.000 de vizualizări, te sperie, zici, băi, oare era adevărat, oare chiar se întâmplau lucrurile astea în Bacău? E bine, uite că se întâmplau. Au trecut ani, au trecut multe altele. Suntem la un debut. Sigur, în momentul în care prezint o carte de debut, abordarea e alta, nu neapărat în două ape. N-am să-i fac jocul lui Dan Perșa. N-am să vorbesc nici prea, nici foarte, încât sunt convins că el are ce să vă spună. Evident, o carte nu se povestește, o carte nu se rezumă, n-am să fac o asemenea greșeală școlărească, o să vă las plăcerea să vedeți toate lucrurile în această carte, în acest roman foarte sofisticat. Prima observație, prima impresie la lectură e că avem de-a face cu un roman sofisticat, construit migălos, cu mare atenție, se simte efortul autorului de a asimila o serie de tehnici narrative, o serie de modele consacrate atât în literatura română, cât și chiar aș spune în literatura universală. E limpede că Sebi Șufariu știe ce face. El și-a luat rolul foarte, foarte în serios scriind o asemenea carte. O asemenea carte pe care eu mi-o imaginez sub forma unui dulăpior cu mai multe sertare. Sunt foarte multe paliere care se deschid la lectură, dincolo de așa, primul strat al lecturii, care pare o poveste cumva, sigur,
misterioase, că de-aia cazul Zapata cu trimitere la celebrul revoluționar mexican, nu? Care a murit prin trădat, de fapt. Ăsta e unul dintre motivele ale cărții, motivul trădării. Avem de face așadar cu o trădare care se prelungește în conștiința și în conștiința autorului și în conștiința personajelor pe care le creează. Și tot un colonel e printre personajele principale, un colonel de securitate de această dată, nu un colonel mexican. Povestea se duce, vă spuneam, se ramifică în foarte, foarte multe direcții. Eu o să mă opresc doar la trei mici aspecte despre care vreau să vorbesc în această seară și pentru că am citit-o în format electronic, o să vă cer îngăduința să deschid aici, mi-am făcut niște print screen-uri, un mic fragment. Prima chestiune care mi se pare foarte interesantă, bun, subiectul veți găsi. Important este ce se află dincolo de personaje și de încercarea asta de a elucida misteriosul caz al acestui domn Zapata. Prima problemă care mi-a sărit în ochi este problema vinovăției. Sebi Șuvariu are o predispoziție așa spre niște probleme mai adânci, nu? Totul e un pretext, de fapt, povestea asta cu colonelul de securitate care anchetează un elev care la rândul lui este discipolul acestui Zapata, care e un tip misterios, un fel de guru, are el niște puteri tainice. Când îl duc securiști aici pe malul Bistriței, se întâmplă niște fenomene suspecte, aproape paranormale, se stârnește vântul. Ăștia securiști nu înțeleg ce se întâmplă. Dom'le, ce-i cu el? Cine-i ăsta? Are și niște pasiuni cumva neobișnuite, dar care totuși existau înainte de 89 și mulți dintre cei prezenți în sală vă amintiți cu siguranță că mai erau și atunci și se știa mai puțin, se vorbea mai puțin despre cei care practicau yoga, care practicau artele marțiale. Sunt în carte foarte multe trimite, veți regăsi elemente din viețile noastre, în definitiv, cu casetele video, cum se dădeau filme, cum se făceau bani, cum se făcea trafic cu țigări, cu chent, cu nu știu ce. Sunt foarte, foarte multe asemenea elemente legate de viața din comunism. Revin așadar la această problemă a vinovăției, care e una dintre temele mari, una dintre meditațiile pe care ni le propune cartea. Și am decupat un foarte mic pasaj, ca să nu lungesc prezentarea mea, unde spune așa, e un mic dialog aici, nu poate fi condamnat totuși cineva doar pe supoziții. Și vine răspunsul care chiar te pune pe gânduri. O, te înșeli, vinovăția într-un asemenea sistem este relativă și a gândi e periculos. Credeam că asta a fost cândva, acum câteva zeci de ani, cu mașina neagră la miez de noapte și cu ochelari de orb, nu se va schimba niciodată. Poate doar forme, metoda, în esență, e vorba de aceleași chestiuni. De aceea ți-am zis să nu ai încredere niciodată pe deplin în ei, indiferent cât de prietenoși ți se pare. E bine, evident că am avut un sentiment de deja vu, citind un asemenea dialog, nu? Suntem, chiar dacă ne place sau nu, chiar dacă credem că avem toate argumentele, suntem întotdeauna vinovați. A, poate nu în ochii noștri, dar întotdeauna se va găsi cineva care să ne găsească vinovați, care să ne scoată vinovați, care să ne transforme în fapt ispășitori. Pentru că așa e articulată lumea. Asta e sugestia dincolo de povestea propriu-zisă, că omul e într-un fel condamnat. Nu? Orice ar face, oricum s-ar poziționa, indiferent de deciziile sale, de existența sa, întotdeauna este un prezumptiv vinovat. Deci problema asta a vinovăției, că în definitiv ce încearcă colonelul? Nu? Încearcă să îl prindă pe acest Zapata, să-l condamne, pentru că el la rândul lui vrea să pună mâna pe o anumită organizație, că apare aici o organizație misterioasă, Umbra, e un cerc literar la origini, cu niște dedesubturi foarte complicate, cu profesorul Marcus, care e de fapt creierul din Umbră. E o întreagă mașinărie textuală pe care Sebi Șuvariu o construiește aici și o urmărește cu mare abilitate. Cea de-a doua problemă asupra care vreau să vorbesc este problema adevărului și e foarte strâns legată de problema vinovăției. Se discută în câteva pasaje ale acestei cărți, așa, aici, colo, sunt strecurate niște aluzii care, puse cap la cap, conturează, hașurează această problemă a
adevărului. Ce e adevărat și ce nu e adevărat în existențele noastre. Și mai ales că aici e vorba și de, de fapt sunt niște săgeți, niște trimiteri istorice foarte, foarte interesante, care coboară până în perioada legionarilor, nu? Pentru că acest Zapata are ca model frățiile alea tinerești, nu? Acele cuiburi, acele antrenamente, acele pregătiri pe care le făceau tinerii în perioada legionară. Sunt foarte, foarte multe elemente. De fapt, grosul romanului e pasat în perioada comunistă, într-un sistem în care problema adevărului era și ea o miză esențială. Știți foarte bine, dictonul, cine nu e cu noi e împotriva noastră, cine nu spune ca noi n-are dreptate, adevărul e al nostru, noi suntem la putere, noi suntem adevărul. Și atunci se va dovedi că acest papi, care e un elev de liceu, care scrie și el poezii, el este anchetat, pentru că securitatea vrea să ajungă, de fapt, la maestrul său, la acest Zapata, vrea să afle ce e în spate. Ei bănuiesc că, de fapt, asta e o organizație subversivă care caută să răstoarne ordinea socială, politică și așa mai departe. E bine, se va dovedi că nu e chiar așa. Că, de fapt, spun un truism aici, totul e relativ. Că depinde din ce unghi privim o problemă și putem să vedem aceeași situație, nu? Total diferit. Și atunci, sigur că îți pui întrebarea, de partea cui este adevărul? Nu? Cine este, de fapt, posesorul adevărului? Romanul ăsta ne arată că, de fapt, nu există așa ceva. Că, de fapt, adevărul e o ficțiune în ultimă instanță. Și a treia problemă la care vreau să ajung este problema farsei. Pentru că aici, și asta am uitat să fac o mică paranteză, sunt numeroase elemente legate de, inclusiv elemente autoreferențiale, nu? Legate de profesia, de viața lui Serviciu Faliu, de viața autorului, dar sunt și foarte multe elemente de culoare locală, de istorie locală, pornind de la acea mitică fântână, nu? O fântână misterioasă care coboară până în vremea domnitorului Alexandru Moruții, care devine pretext pentru discuții și dispute, ea va fi până la urmă, nu? Cu sistematizarea asta comunistă, cu construcția socialismului înfloritor, ea va fi dărâmată. Acolo se va face, de fapt, o băncuță unde se adună pensionarii, dar e și un mușuroi acolo, o mobilă de pământ unde se arciuează boschetarii. E aproape un tărâm în interiorul unui Bacău care are niște rădăcini mitice, care coboară undeva acum vreo 200 și ceva de ani pe baza unor legende urbane. Și apropo de asta, dacă încep așa nu mai termin. Apropo de asta, sunt gospodinile alea minunate și asta trebuie să o spun, asta nu pot pentru ca să nu o spun. Când Coana Olimpia, mătușa colonelului de securitate și colonela, vecina Sofian, discută ele despre Bacovia și își dau ele seama că, de fapt, Bacovia ăsta, și amintesc, ăsta era suspect, ăsta era un inițiat în niște misterii orientale și le acroșează ele unor cercuri din astea de spiritism. Lucrurile astea mi-au amintit de proza lui Cimpoeșu, care și el, în Cristina Domestica, vehiculează cu aceste superstiții, cu zvonistica asta de gospodine. Vedeți? Niciodată autorul nu ia istoria foarte în serios și bine face, pentru că altfel cartea risca să se ducă într-o zonă foarte sobră, foarte serioasă. Serviciul Pariu are luciditatea pentru a-și da seama că o doză de relativism nu strică, că de fapt aici am vrut să ajung la felul în care Zapata nu este adus acolo la miliție și ofițerii se adună, securiști acolo și vor să-i facă o farsă, nu? Să-i pună, îi pună în țigară un mic explozibil și el are barbă, el a stat la carcer acolo, barba ia foc, se produce un incendiu, totul se petrece în contextul Revoluției din decembrie 89, sau niște împușcături, ăia fug milițienii toți speriați. Ăsta stinge barba cu o sticlă de vin, pe urmă presa va spune că ăla era beat și tot felul de speculații dintre astea apropo de adevăr, nu? Ce se întâmplă în realitate și ce află lumea, ce se spune în presă și ce ajunge la noi. De fapt, miza este alta, de a arăta că ceea ce noi am crezut că e o revoluție, că suntem în perioada asta, în decembrie, că a fost o mișcare, domnule, organică, totul se transformă în farsă. De aici, ăsta e al treilea cuvânt cheie despre care vreau să vă vorbesc. Serviciul Faliu nu duce lucrurile într-o zonă foarte sobră. El nu face un roman cum face Eugenul Ricard, nu? Care are niște romane politice foarte, foarte solide și unde istoria este analizată cu mare atenție și cu
pătrunderea unor idei de subturum, Sergiu Șufariu împinge totul spre față, din convingerea că, de fapt, noi trăim o iluzie. Că n-are rost să luăm lucrurile foarte în serios, să ne agățăm, să ne iluzionăm, că vezi, Doamne, ce mari lucruri s-au întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Ca dovadă, colonelul de dinioară, acum pensionar, devine președinte la asociație, trage spore în continuare, da, și trăiește cu această obsesie, că el are un caiet acolo, în care își mutase toate lucrurile astea, o bănuiește pe Maricica, femeia de serviciu, că el a furat și totul amunecă în ridicol. Adică, Sergiu care știe să privească lucrurile cu anumite distanțare, cu necesare și ironie și autoironie. Adică, n-are rost să ne imaginăm că suntem rozari, că am trăit momente istorice, că... Nu, nu. Tot nu pasă, în definitiv. Și eu o să-mi închei prezentarea, că deja am cam lungit-o, deși n-am spus nici 10% din ceea ce propusesem, nu mai spun că foile alea nici nu mă mai ating de ele. Închei prin a spune că acest debut este într-adevăr o surpriză foarte plăcută pentru mine. Vă mărturisesc și mărturisesc inclusiv lui, că n-am prea apucat să vorbim, el atâta mi-a trimis așa. Romanul, m-a întrebat dacă pot să-l prezint, eu am acceptat, n-am făcut nicio regie, n-am știut ce se va întâmpla, cum vor decurge lucrurile, dar am zis că o scoatem la capăt. Eu i-am spus că mă interesa, adică important este să văd dacă îmi place romanul, dacă am ce să spun despre el. E bine, am ce să spun, pot să vi-l recomand cu toată încrederea și mai ales că suntem băgăoane aici, veți regăsi, asta așa ca tușă de final, foarte multe lucruri legate de noi. De Bacău, de personaje, personalități, personulități băgăoane, oameni și locuri, cum spune un clișeu. Toate astea și multe, multe altele în cazul misteriosului domn Zapata. Felicitări, Sebi, să aibă cartea asta drumul pe care îl merită și cititori pe măsură. Mulțumesc, domnul profesor, o prezentare foarte bine punctată. Eu să vă conving să citiți romanul și dacă tot se filmează, să-i conving și pe spectator să-l citească. Este un roman complex. Nu este a unui singur gen literar. Sebi folosește și umor și limbaj colovial. Și în primul rând, pentru că Sebi, primului volum se numește Sebi, cel nebun de poezie, are foarte mult lirism. Permiteți-mi să citesc un fragment scurt pentru demonstrarea a ceea ce am spus. Vulgi locum. Așa i-a și rămas numele în mintea mea, includerea episoadelor erotice, un erotism au intrat porci în paradisul meu imaginar și nu mai pot să mi-l imaginez așa cum era odată. De atunci prefer să mă prim seara singur sau cel mult cu papi, dar de cele mai multe ori singur prin cartier și să-mi imaginez așa cum l-am cunoscut în vremea copilăriei. Aseară, în timp ce mă plimbam de unul singur pe străzi, mi-a apărut deodată în cale luna. Era un cer, când limpede, când opac, iar luna a răsărit parcă de după un bloc, ultimul din cartier, dincolo de care începe lunga Bistriței, cam pe unde au fost cândva stânele și acum se lățește conacul chiliei Benea. Am hoinărit prin cartier, înfiorat de o plăcere pe care n-am mai simțit-o din copilărie. Luna apărea și dispărea printre blocuri, iar eu mi-o imaginam că bântuie în căutarea cuiva sau a ceva drag. Apoi, brusc, mi-am adus aminte. Singurul loc. Pura est, opusul lui Vulgi locul, rămas aproape la fel, e doar fântâna. Fântâna și umbra în cartea asta vă vor urmări de la început până la sfârșit, ca simboluri a întregii acțiuni. Este într-adevăr o anchetă care începe literar, cu niște caiete găsite, dar care devine, de fapt, anchetă polițienească. Însă, îmbrăcămintea acestei acțiuni pe mine m-a uimit, pentru că, în general, prosatorii merg în gen, merg pe o direcție, au un vector, da? Am citit despre securitatea comunistă, nu? Și la Viorel Savin și la Victorina Șoaie, care povestește, da? Iată, tocmai citesc Cristina Domestică a lui Petru Cimpoieșu, un mare roman și acela.
Dar aici este mai mult decât atât. Aici, cred că fiecare gust literar găsește ceea ce dorește. De aceea l-am recomandat înainte de a fi gata cartea și îl susțin în continuare. Să vedem ce are de spus domnul președinte al UZPR Bacău, domnul Cepari. Bună seara! Cuvântul preiau, cuvântul fără să mă fi înțeles înainte cu domnul Adeanji, cu domnul profesor. Cuvântul surpriză. Dar pentru mine surpriză nu este faptul că a scos această carte neapărat. Surpriză rămâne trecerea prin ale scrisului realizată de domnul Sebes și Rovaliu de-a lungul timpului. Surpriză și pot să spun că tot surpriză pentru mine și pot să spun că poate cea mai mare surpriză în ultimii 2 ani de zile, atât în lumea publicistice, jurnalistice, dar și în lumea scriitoricească, este Sebes Rovaliu cu această carte. Și o să mai explic acum. Spuneam că este această trecere extraordinară pentru că Sebes Rovaliu a început activitatea alături de 2 confrați care au luat pe căi cu totul diferite. Unul a ajuns un eminent ziarist sportiv, fără nicio exagerare, Dan Sion. Un altul a preferat lumea politică, lumea cu perversitățile și cu aroganțele și cu tot ce. Și Sebes Rovaliu ce a zis? Eu rămân și în lumea aceea a sportului, dar trec și în lumea aceasta a publicisticii. L-am cunoscut pe Sebes Rovaliu și poate prima surpriză a mea a fost după ce îl știam cronicar sportiv, dar probabil că după ce și-a dus sportul acasă în familie a gândit că este cazul să mai facă și alți pași. L-am cunoscut prima dată așa într-un text uluitor despre modul cum stătea pe un scaun la tribunal și ce a văzut el în holul tribunalului cu beletul. O scrie care pe mine mi-a spus, stai, cine este de fapt Sebes Rovaliu? Este doar cel anchetatorul, care, investigatorul care încearcă la televiziune să găsească niște modalități de a aduce actualitatea în rândul concetățenilor săi. Este cronicarul sportiv? Nu, el este omul care vede dincolo de ceea ce, de aparențe, dincolo de ceea ce credem noi că ar putea fi. Mărturisesc că este formidabil de bine și vă rog chiar din tot sufletul să citiți acel... E șocul inițial. După aceea a început, el colaborând și trimițând și la gazetele, la site-ul Uniunii Ziaristilor Profesioniști de România, l-am descoperit pe Sebes Rovaliu scriitor. Fără nicio exagerare, omul care se apleacă asupra, nu numai asupra verbului, dar mai vede și celelalte părți ale propoziției într-o așezare care să ne încânte, dar să ne și incite, pentru că în continuare, și cred că și această carte rămâne sămânță și de jurnalist. O să vedeți că este acolo clar ceea ce trebuie să domină jurnalismul. Este, nu am aici, am intrat eu repede între niște domni literați, ziaristul așa face, intră o leacă cu capul așa de înainte, mai se lovește, mai lovește, dar vreau să și nu vreau să lugesc prea mult, este surpriza anului și eu pot să spun cu mâna pe inimă că din ceea ce am, lecturile pe care le-am avut, pentru că el a mai publicat din această carte pe Facebook, spun că este o carte absolut de citit și cu reverberații chiar în sufletul nostru, a nostru, a băcăoanilor, pentru că, așa cum spunea foarte bine domnul profesor, ne regăsim în multe din locurile, nu numai fizice, dar și sufletești și personajelor care sunt acolo. Felicit pe Sebes Rovaliu, rămâne pentru mine un ziarist de investigație, pentru că este într-o postură, aș spune, ingrată în momentul de față, fiind unul din puținii ziariști din Bacău care mai face jurnalistică de opoziție. Și pentru asta eu nu pot să am decât ca ziarist și ca președinte a Uniunii să mă bucur enorm de mult faptul că există oameni cu și cu păreri și că continuă să-și spună părerea aceea de trăitor, detectiv al clipei prezente, dar în același timp iată să și gândească
spre ceea ce înseamnă deschiderea către oameni și către viitor, până la lectură, orice lectură înseamnă deschidere spre viitor. Vă mulțumesc frumos, felicitări, Sergiu Șpariu, succes de mult! Acum să auzim gânduri de la prozator la prozator. Domnul Merșa. Ce să spun, înainte de a citi romanul Lusebi, mai citisem fragmente din ce a scris el și de roman și de poezie și constatasem că Sebi are vână de prozator. Și când am început să citesc acest roman, la început mi s-a părut foarte interesant că îl recunoșteam în acel text pe Sebi cel de zi cu zi, exact cum vorbește el așa, cum se întreține cu ceilalți, îi recunoșteam modul de a vorbi. Și după partea aceasta de început, schimbă naratorul și reușește o performanță extraordinară. Nu mai îl recunoști, nu mai este el, cel pe care îl știm noi așa de zi cu zi, ci apare un narator care este sensibil, deci transmite și emoție pe de-o parte, dar proza devine și ea extraordinar de expresivă. Are acolo, să zicem, o zi, cum să descriu o zi. Și aici, în partea asta de proza expresivă, mi-a amintit, de exemplu, de Florin Șlapac, unul dintre cei mai expresivi prozatori români. Mergând mai departe, spre final, ajunge până la partea cu farsa, dar nimic nu este pe tot parcursul ăsta deloc întâmplător. Că ar putea să pară că face niște exerciții de performanță stilistică, dar nu este deloc așa. Am citit foarte mulți prozatori și prozatori români contemporani cu noi și la mulți dintre ei nu am găsit o obsesie fundamentală. Iar Ciorar, când căuta la cineva, îi căuta acest adevăr unic, obsesia lui fundamentală, sufletul lui. Ce anume îl face, de exemplu, pe Sebi să scrie? Ce l-a împins să scrie romanul ăsta așa de mare? Că nu-i de ajuns să zici, hai, mă apuc și scriu un roman și îi dai drumul și muncești acolo și îți bați capul cu ore și zile și ani în care să lucrezi. Și ceea ce m-a frapat în roman a fost pasiunea investigatorului. Păi arată o pasiune extraordinară. A dispărut Zapata și el vrea să neapărat să rezolve acest caz. Și pune o pasiune extraordinară în investigația lui. Și am mers ca să încerc să descifrez ceea ce este în spatele romanului. Am mers la simbolistică și m-am gândit la fântână. Că în primul rând, fântâna asta care apare chiar și pe copertă și tot așa, deloc întâmplător. Fântâna aceasta e o fântână care, din punct de vedere istoric, cred că am citit prima dată despre ea la Șendrea. Nu mai știu sigur, dar cred că acolo. Deci o fântână pe care naratorul o poziționează undeva pe lângă podul cu lanțuri. Și această fântână a fost inițial săpată acolo. Era un loc oarecum pustiu, dar era la o întretere de drumuri. Drumurile astea care duceau de la Galați și Brăila spre Iași, de la Iași spre București și negustorii se întâlneau cumva la fântână și devenea, fiind o fântână, devenea un loc de popas. S-a făcut, spune naratorul, s-a făcut o troiță și apoi, probabil, fiind și poștalioane, fiind și asta, s-a făcut un
grajd din ăsta pentru cai pe o lac. Și încet, încet au început să apară case. Și încet, în jurul acestei fântâni, a luat naștere orașul Bacău. La început un târg pe unde treceau negustorii și încet, încet un mare oraș. E bine, asta este istoria. Dar fântâna funcționează aici ca un simbol. Și ce simbolizează de obicei fântânile, izvoarele? E izvorul, are cele trei funcții principale. Este izvor al tămăduirii, izvor al nemuririi și izvor al tinereții veșnice. Aceste trei componente le are o fântână și naratorul, când vorbește despre fântâna de acolo, pe vremea aceea când vorbește el, undeva se pomenește 2 ani după moartea lui Nichita Stănescu, aproximativ, așezat în timp, fântâna aceasta era degradată, învechită, acoperită. Deci, cumva, deja vorbește despre un simbol degradat. Un simbol degradat și atunci, de ce este obsedat naratorul de urmărirea firului dispariției lui Zapata, pe el încearcă să caute de fapt acest izvor și nu știe, a dispărut Zapata, ce s-a întâmplat cu el. A fost, la un moment dat se presupune, a fost luat de securitate, după aceea, da, chiar așa s-a întâmplat. Și din toată treaba asta, obsesia naratorului se duce spre acest simbolism al fântânii, care îl știm ca izvor al vieții și ca simbol al vieții, este sângele lui Hristos. Și știm povestea lui Iosif din Arimatea, care într-un pocal, într-un potir, a strâns sângele lui Iisus când a fost înțepat cu sulița. Iar acest pocal, acest potir, a căpătat după aceea numele Sfântului Graal, Sfântul Graal, pe care, cu aceeași pasiune cu care îl căuta investigatorul, l-a căutat Alexandru Macedon, de pildă. Nu l-a găsit și de aia se spune că ar fi murit până la numai 33 de ani. Deci simbolismul acesta fântânei iradiază, deci iradiază în toată această carte, în tot romanul. Și despre ce este de fapt vorba? E o căutare că asta ar face Graal, dacă l-am găsit. Ar tămădui și ar regenera lumea. Deci, cumva, obsesia lui Sebi în această carte pornește din nevoia aceasta de tămăduire și resurecție și reînvierea lumii. Și tocmai de aceea, cum a pornit cu simbolul ăsta degradat, el ne descrie lumea noastră, de fapt, terminând cu o farsă, că însă lumea noastră suferă această degradare. Deci cumva rămâne în sufletul lui, vine dorința aceasta de puritate, de purificare, de ieșire la liman și pe de alta ea e pusă față în față cu ceea ce este în sine lumea noastră. O lume degradată, desacralizată, căzută din această sfințenie care a fost odată. Însă și zvoarele astea au secat, fântâna este așa. Încât mie mi-a amintit romanul mai mult, că Adrian spunea despre Petre Cipoieșu, că are anumite conexiuni cu Petre Cipoieșu. Mie mi-a amintit de Dumitru Țepeneag, de Zadarnic e arta fugii, unde și acolo toate simbolurile erau
valorificate în latura lor negativă numai, nu în latura pozitivă. Și pentru mine asta a fost, să zicem, un fel de cheie de lectură și poate că cei care vor citi romanul vor găsi ceva din ce am spus eu acolo. Mulțumesc! Cred că trebuie să ne povestiți un pic. Da. Să spun și un mahnă totuși. În primul rând vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Mai ales că e o vreme să nu dai un jurnalist afară din casă. Dar, din păcate, sunt mulți probabil care și-ar fi dorit să fie aici. M-am limitat la un număr pe care îl vedeți aici. Pentru faptul că perioada asta pe care o știm cu toții e păcătoasă și n-am vrut să complicăm lucrurile. Dar eu sunt convins că vor veni și primul mai bun, la următorul volum, la următoarea carte să fim undeva într-o... Nu ai râdă, poate, mai multe persoane. Dacă am avea asta, da, da, atunci, poate dă Dumnezeu. Adică te gândești, băi, spate cartea și zici 20 de ani dacă voi mai trăi. Dar nu, nu. Ce să vă zic, chiar am rămas plăcut surprins de cheile interpretării pe care le-au găsit fiecare dintre antivorbitorii mei, antivorbitori, aș spune eu, cu greutate. Știți foarte bine, aici suntem între prieteni, știți foarte bine că am detestat lansările, în ghilimele, alea în care tot era elogios. E o carte muncită, eu aș spune, dacă e să vorbesc despre mine. Nu e un roman autobiografic, este un roman ficțional, cu elemente din realitatea mea, a familiei mele, a locurilor în care am trăit, a unor persoane pe care le putem ușor, ușor recunoaște, care și-au pus amprenta asupra, sau unor prototipuri de persoane, dar nu este un roman, ziceam, autobiografic. Ce sigur și meseria de jurnalist, un pretext în acest roman, putea fi orice meserie, probabil și un filatelist sau colecționar de ceva, să zic acum. Într-adevăr, iată 4 ani, vorbeam eu cu Dan, cu 2017 de Crăciun, m-am apucat și am scris primul capitol, care e undeva acum la jumatea cărții. Dacă v-aș povesti de când am tăiat, de când am renunțat, de când am zis nu mai nici locul, nu mai spun nimic, mai scoteam o două cărți. Ideea este că e fascinantă călătoria cu scrisul, în primul rând, pentru că nici nu știi la timp ce descoperi în tine. În primul rând scrii pentru tine. Sună egoist poate ceea ce zic, dar în primul rând și în primul rând scrii pentru tine. Și apoi ai relația aceasta cu personajele tale care nu știu unde ajung, nu știu dacă mor, nu știu dacă se vindecă, nu știu dacă se purifică, dacă ajung la un catarist odată cu autorul. Eu fiind unul din naratorii pe care i-am folosit în această carte. Un alt ego poate fi oricare altul, profesor X sau Y, din personajul din roman. Eu lumea fascinat, deci am făcut-o pentru mine și cartea asta, scriind-o, m-a reconstruit cumva pe mine. Și poate nu exagerat să spun, dragi prieteni, lupți cu niște cu proprii tăi demoni în momentul când scrii. Toți care scrim știm asta. Adică nu e simplu să îți pui niște întrebări esențiale. O carte, dacă o scrii din suflet, o să vedea dacă o să vă placă, dacă e bună, să e mai puțin bună, eu nu asta vreau să spun aici. Dar dacă o scrii din suflet, în primul rând nu poți să treșezi. Pentru că n-ai cum să te minți pe tine. Măcar cu tine trebuie să fii sincer. Până la urmă, într-o anumită dimensiune trebuie să te regăsești și să zici, mă, ce vreau, de ce scriu sau pentru. În momentul în care eu, dacă ies să vorbesc de arta scrisului, dintr-o perspectivă, acum, poate îngustă, poate contradictorie chiar, aș spune că, practic, arta aceasta scrisului, cum ziceam, te reconstituiește, te redă pe tine, însă să-ți folosești și eu o chestie din Nikita, că pomeneai tu din Nikita. Fiecare are proprii modalități de a aborda. Într-adevăr, m-am ferit de sofisticare de dragul sofisticării, ca să spun așa, dar este elementul pe care l-au descris antivorbitorii și atunci o să vă las să-l citiți, o să vă las să-l savurați și să desfăiesc ca o ceapă, așa, coajă cu coajă. Ce să zic, nici nu știu ce aș mai putea spune, chiar mă bucur, pentru mine contează cartea asta, romanul ăsta, faptul că în sfârșit l-am scos, aveam prieteni care zice, dar scoate-l odată, părintele Adrian aici, doar am discutat, dar scoate-l odată, Dragoș, și alți prieteni care mai discutam, colegi Adrian Gheorghiu, scoate-o mă odată, scoate-o cât o mai. Dar vedeți fiecare carte are și ca la facere, la naștere, are momentul ei, are clipa aia astrală, să spunem, mă rog, cred eu. Eu dedic această carte tatălui meu, de la moartea care s-a făcut număr destul de mulți de ani.
Și, și asta contează așa un filat, nu poți să dai de pomană numai, să zici, numai sarmale, aburi, nu știu, vin și pâine și colace. Dăm și litere, dăm și vocale, dăm și energia aceasta din cuvânt, pentru că la început a fost cuvântul. Și eu zic că cuvântul ăsta poate să construiască într-adevăr o lume, hai să nu exagerăm, mai bună pentru dar și pentru o carte. Pentru că nu e așa că ne-am săturat cu toții din lumea asta din ce în ce mai hâdă, mai urâtă. Și Facebook-ul ăsta e bun și toată viața, tot ce înseamnă social media, are o latură bun pe care eu ca jurnalist o folosesc. Sigur că da. Spunea domnul Cepoare cum a descoperit. Iată, dumneavoastră a citat acolo o chestiune și după aia am început o colaborare pe care o apreciez. Cum? Apreciez faptul că în sfârșit există OZP, în sfârșit există Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Și avem președinte, avem un colectiv care se ocupă de niște chestiuni, avem o revistă. Pentru noi e o mândrie. Noi discutam procesia domnul Cepoare, dacă v-am zis, cu 10 ani, 15 ani. Și acest domn aici de față s-a zbătut ca un nebun, aș spune. Fără exagerare, pentru că mă ne simțeam toți, avocații, nu știu, să fiecare breazlă are câte o. Noi eram așa, pur și simplu ne luptam de unii singuri, nu că și acum ne luptăm cam tot de unii singuri, dar măcar avem sentimentul ăsta de împreună, știți? Adică o luăm împreună, dar e așa. Da. Și mulțumesc chiar și colegilor, că știu că și prin să mă scoate cineva vineri la ora 5, Florentin, Silviu și al meu Adrian, să spun. Spuneam de invitați, au mai fost oameni invitați, nu am căutat, nu mă interesează, Valentin Ivancea, președinte Consiliul Județean, îl salut pe Vale, dacă ne urmărește, așa vorbisem urmă dată că o să fie pe zona aceasta, pentru faptul că pleacă la plecat, cred că la Chișinău și astea, n-am cum, din păcate veneam. Prietenul meu Daniel Miclăuș și alți prieteni pe care mi-aș fi dorit aici, acum sigur aș fi dorit foarte, foarte multe persoane. Și ce să zic, acum hai să spor la citit, nu? Să o citim, că ne întâlnim să stăm la o vorbă, să vedem dacă ați citit cartea, că nu e așa o întâmplare, haide, nu am făcut lansare, oricum detest termenul ăsta. Eu sper să vă placă și ce să zic, să ne vedem sănătoși. Vă mulțumesc mult din tot, din suflet. La revedere! Acum o să ne întâlnim la domnul Andrei Maut, că dumneavoastră e aici, trebuie cel care îi spusese să fie primar al Bacăului și ne-a fost. A. Între timp i-a luat o franțuzoică și un neam și i-a luat locul, da. Și sunt primar al Bacăului. Dacă vrea cineva să pună întrebări, da. Până se hotărăște cineva să mai zic două vorbe, că în romanul ăsta cumva Sebi s-a turnat pe el însuși. Este el și așa cum îl știm de zi cu zi, cu felul lui de a fi pe care îl cunoaștem, dar e și Sebi lăuntric, cel emotiv cumva, deși este un extrovertit el așa în public, trăiește foarte puternic ce emoții, are o sensibilitate aparte și în roman sunt ambele lui laturi acolo. Este turnat în roman întreg, așa. Dar atenție la verbul ăsta, cu turnat. Da, da, da. Mare atenție! Ei, noroc că au trecut 30 de ani de când... Oare! Poate că după prezentarea noastră așa, am reușit să-i speriem. Că e complicat, că e sofisticat, că e filozofic, că este și filozofic. Despre ce spunea Dan, cu simbolistica fântânii. Nu este numai simbolistica fântânii. Sunt două axe pe care este situat acest roman. Fântâna cu simbolistica ei și umbra. N-am spus nimic de umbră. Umbra este moartea. Deci cumva îl încadrăm și metafizic. Dar în afară de aceste argumente pe care noi ne-am străduit fiecare după interpretarea lui să vi le dăm, romanul este dinamic, romanul se citește foarte, foarte ușor, vă captivează. De asta să fiți convinși că altfel poate nu ne străduiam atâta să vă convingem. Da. Apropo, să citesc doar fragmentul ăsta care e coperta a patra, apropo de umbră și de moarte. Da. Bună, sunt moartea. De fapt, o mesageră a ei. Sunt o umbră. Umbra de teren, mai exact. Ca să știți, eu sunt prima care vin la voi într-un fel de inspecție. Preventivă. Mă uit, analizez, fac bilanțul, asta e pentru doamna Iulia, doamna economist, fac bilanțul și balanța, fac bilanțul și îl prezint mai departe. După aia mai trece un timp
mult, puțin, uite, asta chiar nu știu. Oricum, când sunt trimis, ajung cu un scop. Că altfel aș sta numai pe gardul și aș hărăți câinii. Pe mine mă simțiți la colțul străzii când toți întoarceți capul după fantomii. Bine, în tinereții mai întoarceți după altceva, de acum asta e situația. Nici seara nu vă dau pace. De aici pofta voastră pentru filme horror, chestii penibile ca Halloween, ca... nu o să alemene, cele comercianților de la, de la tarabile din pasajul de vis-a-vis de Luceafără. Mă gândesc că poate vor trimite după vreun doctor, oare poate după vreun profesor, vreun ministru, vreun ministru, vreun profesor, da, și acolo, în zonă, se auze, sau, Doamne, vreun jurnalist. Mamă, ce m-aș mai distra, ce m-aș mai distra, o să vină bine, da. Vă invit, dacă doriți, să... Se vinde. Da. Nu, se vinde. Cred că ar trebui să spunem o vorbă și despre domnul Sevi, despre editura asta. Eu mă prezesc că e a treia carte. Da, da, da. Da, da. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos că am uitat. Editura Robi Med e a treia carte pe care o văd în ultimele luni. Absolut remarcabilă. Soții Medveschi, Viorel și Roxana, fac lucruri minunate la Bacău. Este un lucru extraordinar și chiar țin să spun, apropo de lectură ușoară sau mai rapid, este scrisă într-un spațiat atât de bine încât să nu-ți obosească ochii. Că dacă v-ați uitat în ultima perioadă pe niște cărți, sunt atât de mici litere și înghesuite încât te obosește numai... Scupă hârtie. Scupă hârtie. Este scump. La aceasta n-a fost hârtie. Da, da, mulțumesc din suflet, mulțumesc de, încă o dată, mulțumesc foarte mult Viorel Medveschi. Cartea, într-adevăr, a căutat hârtia, știți? E o poveste și este o hârtie care tinejează când povestește să întoarce, să parcă fuge de sub tine, zici, mă, lasă, contează mult și când citești o carte, dar contează cum arată. A găsit, uite, se zice hârtia asta, o leacă mai scumpă, dar uite, are o calitate. Spațierea, și mă uitam de cineva, spațierea și coperta, dacă s-o vede, trebuie să-l lau pe Viorel că face o treabă. Am vorbit, nici n-am avut emoții când nu realizați că nici n-am bătut la cap. Doamne, dar cum stai să mă duc? Nu. Am vorbit o chestie așa fost. A spus o leacă în relief chestia asta. Uite, mă, e un element, dar contează. Și am mai făcut și eu niște modificări pentru că am tot corectat, am tăiat, am scos, am până la final aproape și cred că l-a exasperat să-și încerc scuze. Trebuie să-i mulțumesc Ramona, iată, uitam Ramona Măcară. Draga mea colegă Ramona, de pe vremea când era corectare, când eram la Gazeta de Bacău, Ramonica, care este profesoară la Colegiul Alexandrii, profesor din limba și literatura română, o profesoară excepțională și dirigentă. Acum nu știu, ai luat din nou a 8-a? A 9-a. A 9-a, aia 9-a, da. Așa, și Ramonica asta sărăcuța așa, a muncit până la noaptea, târziu, nu o prezat, hai Ramona. Doar două greșeli. Nu, găsești cu sutele, în serios. Da. Deci acum am aflat. Cine a făcut corectă? Se vede că e o mână, este o mână de profesionist, îi mulțumesc și așa făcut-o și cu sufletul, adică nu... nu bun, acum, vorba cuiva, sunt unele greșeli pe aici, o să mai fie și din tipar probabil. Păi nu mă sperie cei care, ca voi, care le găsesc, mă sperie cei care ne cunosc, că se pot întâmpla greșeli, o zică, uite, mai văzut, ce carte. Deci sunt și greșeli, oricât ai statul să putisești la 450 de pagini aproape, tot este din vina ta, din vina tiparul. Dar una peste alta, într-adevăr, mulțumesc domnul Cornel că mi-a amintit de Viorel Medveschi și de Robi, de editura, să nu greșesc, Robi Med Publishers, că era, aveam noi o publisher sau publishers. Viorel Medveschi a făcut o chestie excelentă și eu o recomand cu toată căldura pentru că eu sunt foarte mulțumit de chestiunea asta. Iar dacă vreți să o aveți, cumva, dar nu doar în bibliotecă, așa să dea bine că e vreo sută și are chestia pe care v-am lez. Eu vă aștept la un loc autograf simpatic aici. Și mai vă aștept, nu știu, dar să nu-mi place. Nu-mi place chestia asta, dar cu tot plouă așa, romantic. Îți ploaie tot ploaie, dar tot ce vă dat? Pe ziua noi așa, mai? Pe ziua noi așa, mai? Pe ziua noi așa, mai? Aș fericită pentru că cum se spune, e deosebit.